Ziua. Bine ați venit din nou la Emisiunea de Suflet, Ortodoxia cuantică. Pe această cale, mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături, dar mai mult decât acestora, tuturor celor care încă nu au înțeles demersul nostru și s-au -au poziționat pe e terenul învățătorilor. Învățătorii noștri știți care sunt. Cei mai mari învățători la care trebuie să fii recunoscător sunt cei care te fac să înțelegi mai repede anumite lecții în viață, așa numiți dușmani. Dar nu există dușmani. Noi nu gândim în termeni de opoziție. Noi tindem, și asta le spun tuturor, căutăm conștiința unificată această stare de non-dual mind. orientali spun Advaita. Deci o stare unificată a conștiinței, unde bineînțeles că nu există bine și rău, cel puțin în accepțiunea generală. Mă scuzați, ce există ceva ce transcende aceste hotare ale limitării rațiunii noastre. Deci cei care judecătorii, criticii noștri, așa cum Eminescu aducea mulțumire criticilor lui, uh, sunt cei care te ajută să evoluezi, să înțelegi mai bine drumul pe care te afli, să apreciezi mai mult darurile care le-a primit la Dumnezeu, pentru că atunci când vezi în fața mulțimii atacurilor, uh, vezi, simți ajutorul lui Dumnezeu, atunci încep să-l mai bine și îți dai seama că pe măsură ce ești mai, mai încercat, mai hulit, înseamnă că asta e semnul că într-adevăr asta e calea. Pentru că Hristos a spus un lucru. Eu nu sunt din această lume. Dacă aș fi fost în această lume, nu crezi, zicea lui Pilat, din pont. Nu crezi că aș fi chemat 12 legiuni de îngeri să vină să însujească. Dar nu era din această lume. Și spune în, accept, în, dialogul cu Pilat, dar în altă parte spunea cum m-au urât pe mine, vă vor urâși pe voi. Cum eu nu sunt în această lume, nici voi nu sunteți în această lume. Și în rugăciunea către Dumnezeu Tatăl în Ghețimanii, când sunt Părinte Sfinte, eu nu mă rog pentru lume. Foarte interesant. Deci, Hristos nu a venit ca un panaceu universal. E o mare confuzie, și aici Biserica Catolică sare prea repede peste acest capitol, acest fragment, această frază care spune clar: Hristos nu a venit pentru lume. Ci, și spune mai departe: Părinte, sunt eu, mă rog, doar pentru cei pe care mi-ai trimis. Foarte clar, concludent. Pentru lume, noi avem în dogmatica noastră ortodoxă acea anumită mântuire subiectivă. Mântuirea subiectivă se referă la sinergia faptelor, la sinergia împreună lucrarea a voinței omului cu Harul Divin. În măsura în care omul se apropie de Dumnezeu, omul și împropriază atributele mântuirii care a fost obiective pe cruce, deci, Hristos s-a răstignit pentru lumea, e adevărat, dar în mod potențial, în măsura în care fiecare din lume va accepta, îl va primi în viața lui, va schimba viața, va deveni creștin, se va umple de darurile Duhului Sfânt, în această măsură, El este o cale pentru toți. Deci, nu te obligă să vii la El, deschide câte o ușă și te invită să intri. Nu te ia cu forțele pe stradă. De aceea n-a venit pentru lume. Iar el s-a rugat foarte corect, foarte uh, logic acest lucru, decât pentru cei pe care Dumnezeu, Tatăl, i-a trimis. Adică, Dumnezeu, Tatăl însemnând aici ce numim nu e economia bisericească sau pronia, mai degrabă, mai clar, pronia divină, aceea prin care Dumnezeu tainic lucrează în inima fiecăruia la nivelul acesta, dincolo de religii, de credințe, de uh, națiuni. În inima fiecărui om lucrează și îl face uh, ca anumite faptele lui să intre într-o anumită sincronicitate, uh, în, uh, să interfereze cu destinele altuia și să se apropie uh, insesizabil pentru om, bineînțeles, dar... Uh, la anumită scară și la anumită distanță, și în timp și în spațiu, se vede clar traseul acelui om în viață, cum este dus ca de un fir nevăzut la întâlnirea cu Hristos. Poate că omul n-a fost în viața lui creștin, poate a fost cel mai mare hulitor al lui Hristos, poate a fost un om cu o viață îndoielnică, cu multe probleme, poate a fost în pragul sinuciderii, dar... Uitați cum a fost cazul Apostolului Pavel, a fost un criminal, în sensul că el credea că împlinește legea, el omora pe creștini. Și din sta, statutul acesta, de omorător de creștini, a devenit brusc cel mai mare apărător al lor. Chiar și aici sunt împărțite. Sunt mulți care bănesc pe Pavel de dublă lucrare, pentru că cum poți distruge o biserică mai. sau o comunitate, o organizație, orice decât calul Troian, declarându-te creștin, intrând în rândul creștin, făcând că și creștin și distrugând din interior. Cumva, datorită lui Pavel, și primul sinod, prima ceartă între apostoli a apărut, prima discuție, s-a rupt cumva biserica, s-au dus cei doi, Petru și Pavel, la Roma, ceilalți au rămas în Ierusalim, a fost prins apostolul Iacov, care era în temetur, în era cel care i s-a încredințat în mod direct biserica din Ierusalim, Iacov, și împreună cu Maica Domnii și cu apostolul Ioan erau împreună. Și când, după ce la. Acum nu se știe exact că sunt multe, multe teorii și legende. Cine a spus unde erau ascunși, și de la prins pe Iacov, și a fost al doilea, unii spun că primul, al doilea martir în istoria creștinismului după Arhideacul Ștefan l-au prins în Ierusalim și s-a împrăștiat biserica de acolo. Dar cum s-a împrăștiat de nu s-a mai găsit ce urmă, în sensul că unde erau manuscrisele, arhivele, unde era liturgia Apostolului Iacov, care a făcută de el. Deci o liturgie plină de înțelesuri, de sensuri dogmatice adânci profunde, înainte de a apărea dogmatica în sine ca și concepții, înainte de a apărea o teologie, înainte de a apărea o, un mod de o eclesiologie a fost făcută această liturgie care toți cercetătorii de bună credință recunosc faptul că a fost revelată de, direct de către Dumnezeu prin îngeri, pentru că înseamnă că această dogmatică care nu este inventată de oameni, ci a apărut ulterior după canale Sintelor sinuade, Sinoade, după anul 325, 381 al doilea sinod unde s-a uh, concretizat uh, și crezul care a fost în cele două sinare nu doar în primul, abia în al doilea s-a fixat crezul. Uh, vedeți, s -s sunt uh, 380, aproape 400, da, 380 de ani în care abia, abia au început să se, pună, să se pună problema unor idei, s-a pe o litre, omosius omiusius, uh, a fost un scandal care a creat valuri până în ziua de azi. Arianismul încă supraviețuiește, sub o formă sau alta. Sunt multe erezii care și-au păstrat forma și au modificat doar un pic aspectul. Deci, aceste sinoade și aceste tu, știu, aspecte tumultoase vis-a-vis -vis de credință, de idei, de filozofie. Să știți că filozofia nu este un concept închis, abstract, steril. Nu. Filozofia, cel puțin în istorie, a reprezentat uh, puncte de plecare pentru conflicte sociale, uh, psihologice, dramatice în lume, în istorie, de, de la idei sau au și creat lucruri frumoase, superbe. Uh, istoria s-a plămădit în urma unor idei. Deci uh, problema aceasta a ideilor, a dogmelor, a credințelor religioase în general, este extrem, extrem de uh, serioasă, și în general ea este chiar uh, acum, chiar dacă suntem într-o societate. Uh, știu, o societate care este. Uh, nu este declarată religioasă, atee, clar, dar în, în realitate. Aceste credințe religioase sunt foarte serios analizate în laboratoare de inteligență, în cele militare, în domeniul predicțiilor, care sunt științifice, se vede pe statistici și de pe multe formule, și mulți algoritmi care se găsesc și în matematica fractalică, dar și în, în studiul arheologiei biblice. În coduri care se află în Biblie sau în alte manuscrise, în profeții care s-au îndeplinit sau nu, toate acestea s-au regăsit în fiecare un anumit algoritm comun. Și de, -a de aceea și-a dat seama că este ceva până la urmă științific, nu are legătură cu uh, obscurantismul sau lucruri care nu pot fi uh, percepute sau măsurate. Nu, poate fi măsurat, poate fi perceput, poate fi cântărit. Uh, și ca să lămurim o dată problema cu, cu, problema cu ortodoxia <coughs> cuantică sau uh, uh, necuantică, vedeți a cuantifica înseamnă a măsura, să lămurim o dată și foarte limpede, uh, aici este vorba, noi ne adresăm în general unei elite clar, de la început să fie stabilit acest lucru. Oamenii care nu dispun de capacități intelectuale, nu dispun de o cultură minim necesară, nu vor putea niciodată să înțeleagă ceea ce explicăm noi. pentru că și așa ne limităm la maxim posibil nivelul de, de abordare, ca să poată să poată, foarte, să poată cât mai mulți oameni să înțeleagă. Pentru că sunt lucruri care se cunosc de sute de ani, de zeci de ani, 50 de ani oficial, oficial vreau să spun, lucruri care transcend nivelul de gândire al omului și ar putea speria în așa măsură societatea încât să creeze uh, probleme grave, chiar și revoluții. De aceea, multe lucruri e foarte bine că nu se spun și nu se știu. Altfel, nu, exact cum am ști acum deodată câțiva, Va fi un cataclism nu știu pe ce 24 de ori. Nu ai cum să spui așa ceva. Pentru că victimele haosului ar fi mult mai multe decât cele care ar urma în urma cataclismului. De aceea, e în aceeași logică și noi nu putem să spunem anumite lucruri. Dar ceea ce le spunem. În măsura în care sunt de folos unei evoluții spirituale, în primul rând, ca să ne interesează pe toți, le spunem, dar și acestea nu mai putem să le dăm la nivel de abecedar, că ne-ar trebui ani de zile să putem să ajutăm pe toți să înțeleagă. Și mereu vor veni alte valori, alte valori, care va trebui de fiecare dată să te întorci, să iei de la capăt primele învățături. De aceea, să nu se supere nimeni. Există un timp, un al fiecăruia, un timp al trezirii, un timp al înțelegerii. Este vreme pentru orice. Este vreme pentru fiecare lucru din viața noastră. Să nu grăbim momentele acestea ale fiecărui lucru. Este un timp al îndrăgostirii, în tinerețe, un timp al înțelegerii la o vârstă matură, un timp al făptuirii, la, tot așa, la vârsta evoluției omului în viața lui. Un timp când trebuie să-ți faci familie, un timp când trebuie să-ți asumi responsabilități, un timp când trebuie să vorbești, dar și un timp când trebuie să taci. Pentru fiecare aceste lucruri există un timp al lor. De aceea să nu forțăm limitele nici timpul acestor lucruri. Dacă nu înțelegem anumite lucruri, mai bine să avem răbdare. Dacă, dacă avem, vreau să spun aici, ne întoarcem, dacă avem un minim de bagaj, cunoștință, mă refer și la cei șapte ani de acasă, fiindcă au fost reacții, reacții violente, reacții care nici nu trebuie să le amintim. Deci, noi vorbim oamenilor care cât de cât au un minim de bun simț, educație, aceste lucruri să știți că se concretizează uh, pe măsura evoluției fiecăruia. Vedeți dacă omul nu are credință, alt lucru interesant, oamenii care nu au credință sunt mult mai ușor uh, atrași către uh, umbra lor. Deci, fiecare om are uh, o energie de inerțială, așa numită principiu satanic, da. După Robert Sharon, istoria secretă a lumii spune despre acest principiu satanic că nu are legătură cu Lucifer, sunt entități separate și că este o energie cosmică care se referă, da, principiul ent entropic. Principiul entropic este un principiu divin de creație și în fizică cuantică s-a dovedit acest lucru, că haosul de fapt nu există, dar haosul este aparent, fiindcă și răul în geneză, nu are rădăcini uh, în creație. Răul a apărut ulterior, este o creație artificială. De aceea noi putem, avem dreptul divin de a anihila și a scoate răul de oriunde ar fi el. Dar acum ne întrebăm noi definiția răului. Că poate ce e rău, ce mi se pare mie că e rău, poate este bine pentru altcineva. Sau poate că este întotdeauna în perspectivă deasupra iar este un echilibru. Se cunoaște foarte bine că acolo unde sunt mari concentrări de energie benefică, pozitivă, cum ar fi, să zicem, ca să nu zicem neapărat la biserici, mănăstiri, la maseriile tibetane sau mănăstiri tibetane sau uh, locurile de concentrare spirituală, puftim, mănăstiri, schituri, dar acelea puternice unde se fac slujbe puternice, întotdeauna când se creează un vortex în zona respectivă spirituală deci o poartă către lumină, întotdeauna acea poartă de lumină va declanșa, va determina apariția unei porți de întuneric în imediat apropiere. Așa lucrează legea echilibrului. Oriunde, peste tot, și invers, unde sunt mari concentrări de întuneric și suferință, apar minuni și porți de lumină. Poftiți în paradox, Sfinții Închisorilor. Și să zicem că au fost exponentul ei, au fost exponentul, exponenții unei generații. Așa a fost atunci. Și că au fost elitele societății. Da, dar și la ora actuală sunt oameni paraglosa care se duc întunecați, plini de, de energia faptelor lor negative și au un șoc. Acolo se schimbă, se convertesc cumva, fără să fie neapărat atingi de cineva sau să aibă, intră în contact, cum a fost Nicolae Steinhardt, s-a botezat în, în închisoare. Nu, pur și simplu au o revelație, încep să devină, să scrie poezii și nu că să reducă, fără legă, nu să scrie cărți. Scriu poezii realmente, schimbă modul de a gândi, de, de, a fi în penitenciar. Vedeți? În locurile unde înainte au fost, deci concentrate de lumină, unde au fost acei sfinți a închisorilor. S-au creat porți de lumină în mijlocul durerii. La fel să știți că e și în celelalte părți unde sunt concentrări de lumină. Uh, revenind, în uh, general, cei care sunt uh, pătrunși de întuneric și au opacizat uh, sufletul către lumină, <coughs> sunt cei mai, uh, ce mai răi dintre ei sunt cei care au acest, uh, au, au, în aparență, uh, ei sunt, cum să-i numești, creștin, dar n-aș vrea să intru în, în, în conflict cu măcar ideologic. Să zice că sunt lucrători în lumină, că e un termen consacrat cu toate că este foarte contestat și acest lucrători în lumină sunt de fapt cei care s-au fost influențați de proiectul Blue Bean și se induc în minte diferite mesaje care sunt create de laboratoare și aparaturi, ei cred că vorbesc cu cinci entități și extraterestre. Sunt făcute de niște specialiști în laboratoare și se induc prin antene ideile respective și vorbesc prin channeling. Este, uh, sunt unii oameni care sunt foarte satisfăcuți de efortul lor de muncă. Deci, era să zic că ei râd. Nu, nu râd. Ei sunt, e o știință, asta e de jezeasnă. Vorbim de laboratoare de știință, de savanți în ghilimele, savanți întunecați care se joacă cu mintea oamenilor și fac să creadă că ei vorbesc cu diferite entități sau civilizații. Este grav. Bun, dar e și mai grav cei care vorbesc direct cu entități, dacă sunt malefice. De sunt mai multe categorii. <coughs> Însă, vorbim de cei care ei cred și sunt, de exemplu, în biserică, se cred. Uh, Ortodoxi convinși, sunt extremiști, sunt acei talibani, sunt habotnici, sunt oameni care ei cred că dețin adevărul, că se, se țin cu dinții, cu înverșunare, cu o, o violență a limbajului. că aici îi vezi, oamenii care nu au echilibru în ei, Hristos a dat un simbol, simbolul crucii. Crucea este sunt două brațe care se intersectează la mijloc. Deci adevăratul simbol acela, transcendental, simbolul care vine, nu crucea ca obiect, simbolul crucii sunt două brațe egale care se intersectează la mijloc. Deci acesta este simbolul. Mijloc, echilibru, fixarea realității, aducerea în planul real al împărăției lui Dumnezeu în această lume. Asta înseamnă fixarea realității. Deci, ca și cum ai înfinge steagul într-un pământ străin, îți, îl declari proprietatea ta. Asta înseamnă semnul crucii. Datul mi-a toată puterea în cer și pe pământ, dar cu hotărâre și în, în, sensul de regalitate unanim acceptată a Fiului lui Dumnezeu. Dar într-un mod echilibrat, într-un mod plin de uh, iubire, compasiune, fiindcă acesta este atributul uh, regalității. Întotdeauna un rege își privește cu compasiune supușii și dintr-un uh, cu cât este mai sus mai evoluant, cu cât regele se uh, confundă cu natura lui divină, recte Hristos, cum ar fi fiul Dumnezeu, este chiar Dumnezeu, cu atât mai mult nu mai privește pe ceilalți ca pe supuși, ci ca pe egali ai lui, frații lui. Deci nu poți tu, care te declari creștin în numele Lui Hristos, să jignești pe ceilalți și să tu să te consideri un, prin habodincea ta singurul deținător al adevărului, iar toți cei care nu corespund clișelor tale, devii brusc, imediat scade masca aceea de creștin și devii o fiară. În niciun caz, aceștia nu sunt creștini, sub nicio formă. Uh, ei uh, uh, sunt uh, supuși unor posesii demonice, sunt în grade diferite, fiecare dintre ei uh, posedați, energumenizați, cum spunem noi pentru cele șapte câmpuri care are omul, să știți că aceste entități intră, sunt entități conceptuale, deci ce vorbesc acum cunoscătorilor, știu foarte bine cine mă ascultă despre ce vorbesc, entități conceptuale care se apropie de om și pe măsura slăbirii acestor câmpuri datorită faptului că noi nu mai suntem în lumină, suntem pe extremă, deci nu suntem pe mijloc, aceste câmpuri, aceste protecții noastre slăbesc și pe acolo intră aceste entități conceptuale poate să fie chiar cei care le, sunt proiecții ale adevăratele entități care sunt uh, conștiente de sine, se numesc arhoni. Acești arhoni sunt arhangheri ai întunericului, sunt uh, cei mai uh, respectați din zona întunecată, uh, cei mai uh, respectați din toate punctele de vedere și de sfinți și de cei care s-au luptat cu ei, fiindcă uh, arhonii nu sunt violenți. Arhonii nu luptă ca diavolii din vechime la Flober în ispitirea Sfântului Anton. Cine a citit, e fabuloasă lucrarea. Cum îi sfârșea carnea de pe oase și cum după ce nu închidea psaltirea se lipea carnea la loc ca și cum n-a fost nimic, dar rămâneau urmele cicatizării ca să se știe că n-a fost iluzie și cum s-a luptat 40 de zile în fiecare zi era un demon. Ei, acei demoni nu sunt cei mai periculoși, cei mai înalți. Cei mai periculoși sunt cei care vin sub chip de lumină și care te învață, sau care îți spune ce, că tu te afli în adevăr, sau vine sub chip de Hristos, sau sub chip de Maica Domnului, sau cu chip de învățător, sau te laudă. Întotdeauna te laudă un arhonul. Ei, vedeți, aceste entități acum. Sunt, ei sunt uh, actualmente cei care ispitesc la ora actuală pe cei mai pregătiți și mai evoluați pe aceștia atacă. Nu vorbim de cei care deja fac uh, voia celui rău. Mă refer la cei care sunt evoluați și chiar cei foarte mulți dintre credincioși. Cu așa ceva au de-a face, să știți. Orice este extremă din orice punct de vedere, nu se află în direcția trasată de Hristos. Nu se află pe calea mântuirii, nu se află pe calea adevărului. Orice extremă de orice fel. Chiar extrema aceea în care tu te declar erou apărător al Ortodoxiei. Este o extremă. Hristos nu a iubit extremele. Chiar dacă Sfântul Nicolae i-a dat o palmă lui Ari. Chiar dacă au fost cazuri în care Antonie cel Mare, cu o mie de parabolani de călugări, nu armas cu băte, i-a bătut pe rău și din Alexandria și a gonit și a salvat uh, sinodul și credința drept slăvitoare. A fost cazuri în istorie. Sigur că da. Deci chiar dacă au fost aceste lucruri, uh, Echilibrul s-a păsat, fiindcă prin acest uh, în aparență uh, prin aborda, această abordare dură, în realitate, s-a revenit la echilibru. Fiindcă erau extreme, o forțare. Echilibrul este trasat de la Hristos în ziua de azi într-un mod um, care poate fi identificat numai prin, uh, prin abordare abisală, prin uh, o rugăciune, cum este isihasmul prin profunzimi spirituale, în niciun, în niciun caz prin uh, meditații care te scot în afara corpului, ci doar prin uh, sondarea infinitului din interior, a microcosmosului. Acolo unde găsești întuneric, că de aia spune că mintea în iad, așa spunea Sfântul Siloan și cu inima rai, mintea în iad în sensul că uh, iadul este de fapt ca un întuneric, că avem în interior, microcosmos, că de ăsta dăm prima dată, dar trebuie să transcenzi întunericul, să cobori și mai mult prin vacum spiritual, că asta este de definiția smereniei. Vacum spiritual. Prin vacuum spiritual reușești să te golești, se mai cheamă și chenoza, așa Hristos s-a golit de slavă prin chenoza. Te golești și tu prin vacum spiritual, la om este smerenie, aceeași lucru care a făcut și Hristos. Și prin această smerenie te golești până uh, îți... Uh, Îți golești uh, până și în Deci, Deci ajungi în capătul întunericului, și în capăt este o ușă, bineînțeles. Și acea ușă am mai spus și în alte emisiune, o poți deschide și dincolo este lumina. Di lumina de dincolo de întuneric este adevărata lumină, acolo este Hristos care te așteaptă. Dar până nu treci, nu traversezi acest labirint al întunericului care poate fi întotdeauna asociat cu evenimentele din viața ta, cu suferințele, durerile, lecțiile, toate problemele, toate piedicele care la un moment dat se materializează, adică tu îți materializezi piedicele pentru că tu ai nevoie de confirmări, ai nevoie de trepte ca să urci. Ori, orice boală, suferință, probleme, durere în viață sunt trepte, să știți, nimic altceva pe care tu însuți le creezi, le materializezi pentru a urca pe ele. Rostul lor este să urci pe ele, nu să nimerești între ele, să cauzi în prăpastie. Ele sunt făcute ca să urci pe ele. Asta este într-adevăr o altă abordare pentru așa ceva. Trebuie, repet, nu avem, nu putem spune aceste lucruri oricui. Îți trebuie un duhovnic, în primul rând, foarte bine instruit, care să aibă cunoștințe temeinice de psihologie, duhovnici în ziua de azi, preoții care învață, termină facultate, nu învață absolut nimic despre duhovnicie. Nu sunt, în școală nu sunt, sunt cursuri de psihologie, dar sunt uh, cursuri așa cum le face, știți foarte bine în facultăți, cum se facă, te duci, nu te duci, citești un curs, ai dat o ți ai o notă, ai trecut și ai uitat a doua zi tot. Nu se practică, nu se învață temenic. Duhovnicia este ceva extrem de profund. n are legătură nici cu dianetica, nici cu sofrologia, nici cu tehnicile care sunt în psihologie, nici măcar cu tehnicie, psihologie abisale al lui Stanislav Grof, care a studiat această psihologia transpersonală, nici măcar cu acestea, sunt dincolo de orice, pentru că noi ne folosim și doar Harul Divin. De deci ce ceva unic, spunea cineva că va trebui să, să se facă trainingul, pregătiri cu preoți. Cine să învețe pe preoți? Nu, nu poate decât numai cineva care are harul asupra lui, pentru că sau pe cei candidați la preoție, pentru că noi nu putem, sigur, ne ajută. Multe tehnici aceasta din, din psihologie te, te, pot ajuta. Însă, elementul definitoriu, ultim, care, de care vei avea nevoie în duhovnicie este Harul Divin. Pentru că noi ne folosim de energii divine necreate. Harul Divin de acolo vine. Nu este creat, nu e măsurabil. Așa am spus-o de multe ori, și la conferințe și în alte emisiuni. Duhovnicul nostru iubit care am avut la Frăsinei, Ghelasie Gheorghe, pe vremea când unii dintre noi mai făceau radisezii să jucau cu ansă pe acolo, pe munți și era bucuros și încântat de flori, de vietăți, de fluturi și măsura câmpul vital și căuta în soare, în lună, în stele, în, în păduri, Câmpul vital măsura și la un moment dat aceeași jucărie a fost folosită în a măsura câmpul vital al Părintului Ghilasei, care stătea pe o laviță cu chipiul într-o parte așa și șugubăț glumea cu noi. Noi toți îi sorbeam cuvintele și avea o, o învățătură profundă în stilul și luați-ne boca inteligență care, prin care se glumea. Vedeți, acest mod de a te adresa a, aproape sărind, a, dansând, a, semantic. E un dans semantic. Ca, exact așa, să știți. Cuvintele erau rostite ca, ca printr-o muzică. Dansai pe ele și era o noțiune pe care urcai, coborai, urcai, coborai. Mintea era încântată, era, era o ferie, un festival de, de senzații și de concepte și numai prin modul în care vorbea cu noi, bineînțeles că și glumea, un om inteligent știe să glumească, să știți. La un moment dat, noi ne jucam cu ansa și eram șocați. Pentru că, Radis, sunt mai multe parametri, bine, o să ziceți cer, că este la satana Radis, bun, considerăm că e la satana, nu intrăm în conflict, ok, e de la satana, noi pe atunci, Eram uh, întunecați, eram de la satana și uh, ne-am dus ca să scăpăm de acest satan. Bineînțeles că asta căută la mănăstire, să scăpăm de rău. Deci oricine are dreptul la mântuire, inclusiv acești întunecați care vorbesc despre ceacre, despre uh, nenorociri cum ar fi, meridiane, energii, foarte grav. Dar tocmai de asta zicem, să le oferim și lor o, o, un, uh, o șansă de mântuire, nu putem să-i condamnăm. Deci, dacă o să spună că mereu mi se spune că eu promovez chakrele, este minunat. De aceea, repet, n-am cum să selectez. Deci, vrând nevrând aceste informații ajung peste tot. Și oamenii care condamnă, ca și câinele care latră de frică la ceea ce nu cunoaște, vor fi întotdeauna. Hristos a fost, în primul rând, cel mai hulit. Și de multe ori, pentru faptul că. El știind multe lucruri, dar era obligat să vorbească în parabole, fiindcă nu puteai cu zef zece să le spui pe limbaj savant, fiindcă atunci chiar că te omorau. Deci nu, nu glumeau ea. Le spuneam parabole și oricum făcea, cum să zic, glumea pe seama lor, ca să nu spun altfel. Deci îi tăvălea rău de tot, le spunea pe față că sunt proști, dar într-un mod elegant. Și rabinii intuiau, dar nu puteau direct, fiindcă nu a spus direct pe față că sunt uh, în mental. Și se um, și -a spune Scriptura că se umflau de furie și nu știau cum să facă și se jurau unii la altora că o să prindă și o să aibă grijă de el. Deci același lucru se repetă de 2000 de ani. Orice om care are o informație de dat, uh, la care a ajuns, bineînțeles, uh, așa că a vrut Dumnezeu să-i dea niște daruri și să-i spună mai departe, ia-le, dă-le și tu, că și eu le-am dat și vezi că și tu o să pățești la fel. Să știți că toți care primim darurile astea, sunt în fiecare generație, suntem oameni care primim niște daruri, incredibil, repetăm inexorabil aceeași, aceeași, același clișeu. De ce, nu înțeleg niciodată și nu știu dacă vreodată o să înțeagă cineva, de ce trebuie, de ce trebuie să fie hulit o hulită o afirmație? În primul rând, ideile în sine pot fi contrazise, dar nu înțeleg de ce și oamenii. ideile pot și, și normal să fie dezbătute. Dar de ce nu s-ar putea dezbate aceste idei într-un mod civilizat? De ce trebuie neapărat în spatele ideilor să ne arătăm și bezna din noi, creierul reptilian, apucăturile animalice? De ce trebuie neapărat să ne aducem aminte că s-ar putea ca Darwin să fie avut dreptate? De ce noi căutăm acum să găsim lucruri comune cu lumina lui Hristos, cu energiile divine, cu spiritualitatea și brusc ne trezim vorbind despre spiritualitate că ne cresc coarne și gheare, în limbaj, bineînțeles. <coughs> N-am înțeles niciodată de ce te să. Bun, de ce? Fiindcă Hristos a spus că nu are cum ucenicul să fie mai mare decât Învățătorul și că, automat, dacă și Învățătorul a fost hulit și urât de lume, și cei care îl urmează vor păți la fel. Într-adevăr, nu poți evita acest drum. Este imposibil de evitat. <coughs> și acum revenind uh, la această uh, luptă dintre uh, bine și, și rău. Nu există bine și rău. <coughs> Unde sunt mari concentrări de lumină, repet, sunt și concentrări de întuneric. De aceea, extremele trebuie evitate, de aceea, cât nu am fi noi de acord cu multe lucruri care se întâmplă. În biserica uh, oficială mare, în BOR. Dacă te duci dincolo și încerci să te detașezi, o să se vadă. Deci, mă refer la cei care au, uh, au un spirit uh, critic, dar sunt uh, uh, au un duh interior, au o forță de a se ridica deasupra evenimentelor. Aceștia, pe aceștia îndem să se ridice puțin să vadă de ce, de ce s-a interzis. Mă rog, a nu chiar interzis, a fost. Uh, Chiar dacă fost niște circulare date, mai mult un îndemn: să nu mai zică preoții moliftele. De ce? Că era patriarhul de partea întunericului. Pe păi ia să ne gândim noi altfel. Ce se întâmpla mereu cu familiile preoților, celor care după 12 noaptea de Revelion, nu puteau să zică că mă duc să mă culc în liturghie. liturgie. Unii poate o făceau. Dar și dacă o făceau, ziceau că sunt prefăcuți, că sunt uh, ipocriți, că sunt și tot timpul apăreau discuții. Ia uite, face pe nu face pe sfântul și rămâne cu paharul și după 12 noaptea. Sau chiar dacă nu, bei și mâncă după 12 noaptea. Nu era suficient doar să nu mănânci, să nu bei. Trebuia un canon foarte serios ținut, mai ales că urma uh, de Sfântul Vasile, moliște de Sfântul Vasile care au exorcizări, blesteme, cum vrem să le spunem, trebuie o pregătire, nu cu o zi, ci cu mai multe zile înainte, de post, dacă se poate și post negru. Ei, cum faci post negru de revelion? Și cum te cu diavolul de trântă, tu având familie și copii? Întotdeauna, dar absolut întotdeauna, s-a făcut niște verificări, s-a văzut că este o linie comună în familia tuturor preoților care au făcut aceste lucruri și le făcea cu mult aplomb, toți au avut probleme, accidente, boli, suferințe, nenorociri și au, și au dat seama de unde vin. Ok, lăs, să lăsăm pe cei care fac aceste lucruri, care sunt, sunt în mănăstiri, sunt izolați, nici în mănăstiri, că și în mănăstirea devenit un fel de Disneyland. Deci nu mai sunt mănăstirile, ce au fost ordinoare cu reguli, cu sfințenie, Asta sunt, vremul apocaliptice e normal, a fost profețit acest lucru, sigur, mai sunt schiturile, acolo mai poți vorbi și un acest uh, un ieroschimonah, de exemplu, ar putea să facă aceste uh, slujbe uh, în care într-adevăr să se ia cu răul de piept, <coughs> fără probleme, fără, fără nicio cenzură, sigur, în cazul acesta, da, dar nu la ceilalți preoți. Deci nu s-a greșit. când Dacă te consider vrednic, puternic, te consider, nu știu, sau Duhovnicul ți-a dat voie cu acordul episcopului, că vedeți că de ziua la catolici, ordinul exorciștilor este un ordin special care până acum câțiva ani a fost interzis, a fost reactivat acum. Deci exorciștii dispăruse din Biserica Catolică abia de câțiva ani în. Pe ultimii ani, Pape Ioan al Doilea s-a reactivat acest ordin, și care urmează o școală specială, sunt recrutați în anumite categorii de preoți care sunt pregătiți special pentru asta, și la ordinul și binecuvântarea doar a cardinalului, ei se ocupă de exocizări, nu de capul lor și nu oricum. Foarte corect, din punct de vedere. Noi, chiar dacă nu suntem cumeniști. Dar trebuie să privim în ansamblu lucrurile și trebuie să privim în modul inteligent. Deci, aceste lucruri, a te lua cu răul de piept, nu este la îndemână oricui. Nu e recomandabil oricui. Și până la urmă, nu numai că cine ești tu, da, cine ești tu să oprești răul în lucrarea lui? Ce este răul? A, pe nu e un demon, un diavol. Ok, ce sunt ei? Îngeri, da? Bun, perfect. Sunt îngeri căzuți din ceata a doua. Din ceata a doua care a fost. După legende, ok, Lucifer a căzut, ceata a doua, ceilalți, mulți dintre ei care nici măcar au intrat vreodată în luptă, nici n-au spus pâs, nici n-au zis eu sunt, vreau să fiu nu știu cine pe tronul Dumnezeu. Doar Lucifer se pare că a cerut acest lucru, luând legenda, lăsând realitatea pe care noi știm că este alta, decât ce este scris. Și ceilalți, de dimineață. Bun, ceilalți l-au urmat. Toți îngerii din onoare militară au trebuit să-l urmeze pe Lucifer. Da, dar ei nu erau vinovați, nu au făcut nimic. Ei au ascultat de îngerul șef al lor și s-a dus pe el din ascultare. Mulți dintre ei nici nu au știut ce s-a întâmplat până s-a fi întâmplat în fracțiune secundă toată povestea asta. Nici nu au apucat să dumirească că s a trezit în iad. Nevinovați îngerii. E, vedeți? De ce mulți îngeri căzuți au fost mântuiți și au dobândit aripi, v-am spus de întâmplarea cu un preot care l-a pus pe un înger să cânte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, unde el se oprea, i-a zis continuă, cum era cântarea aceea din cerul care a cântat și a spus, pe noi și în clipa aceea a primit aripile, s-a mântuit, s-a ridicat la cerul. Deci are devenit înger. De ce? Pentru că el nu participase în acea luptă, nu avea orgoliu, el decât l-a urmat pe un înger. E adevărat că așa se poate interpreta și în bisericile apostaziate, bisericile eretice ecumeniste, în care mulți preoți nu au nicio vină în sine, ei urmează, un, fac ascultare cineva, dar vedeți că și îngeri au făcut ascultare și au căzut în iad. E o mică paranteză. Este la, se poate interpreta, sigur dialogul rămâne deschis, este decât o părere, dar noi nu vorbim decât despre fapte. Nu știm dacă se aplică sau nu, dar tare mult seamănă cu situația care este acum în biserica în general. Apoi, acești îngeri căzuți, în ghilimele, acești îngeri căzuți, luând-o altfel, sunt, ce sunt îngerii? Noi știm că în Geneza s-a făcut, la început s-a în făcut cerul și pământul când se pomește despre cer, cerul înseamnă uh, lumea nevăzută. Din lumea nevăzută fac parte îngerii, care îngerii ce sunt? Energii divine create. Energii divine create. Aceștia sunt îngeri. Aceasta e denumirea lor dogmatică. Dacă sunt energii divine create, poți să spui că sunt proiecții, sunt manifestări divine. Dumnezeu nu poate să cadă nu poate să fie să situeze contra lui însuși. Deci când spui despre îngeri că sunt căzuți, poți să spui că este o formă de manifestare divină care contrabalansează și echilibrează Universul în diferite moduri de manifestare, fiindcă la anumit nivel nu există bine și rău. Sunt moduri de manifestare prin ca un fel de supape prin care Universul se autoreglează. Deci, așa putem privi acești îngeri, în ghilimele, că ce fac ei? Ispitesc, bun, dar ce fac profesorii când îți pun întrebări, capcană? Sau când primește un test grilă, este cumva de la satana că e grilă și că te vor să te încurce pe tine? Deci, sunt niște oameni răuvoitori acei profesori? Nu! Sunt teste! Și este normal și obligatoriu să fie teste în viață, că așa cum sunt lecțiile, așa cum sunt bonusuri, sunt daruri divine, sunt, bineînțeles că sunt și măsuri din acestea de, de îndreptare asupra omului, cum să ia cea cântare bine și cuvânta Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Aceste îndreptări sunt aceste situații critice în care omul este lăsat, prin care este lăsat să treacă, pentru a se îndrepta, a, a conștientiza viața, greșelile pentru a se îndrepta. Vedeți, este relativ acest rău din punctul ăsta de vedere. De aceea, a blestema, a exorciza un diavol este aberant. Este mult de lucrat cu mentalitatea unor oameni. Pentru că, vedeți noastră, mentalitatea asta nu trebuie să ne fie frică de, de răutatea unora, pentru că răutatea nu este a lui. Omul, în, în firea lui, în, în originea, deci ontologică a lui, arhetipală, creația omului la sine, la bază, este bună. Firea omului este de natură divină. Nu poți să spui că cineva este rău prin firea lui. Firea este, se poate perverti în timp, e adevărat. Omul își poate pierde calitățile spirituale, este adevărat. Dar originea divină a omului nu se va pierde niciodată. De aceea trebuie privit cu uh, compasiune. Repet, pe oricine care se va întoarce contra ta ca și creștin, uh, pentru că e normal. Hristos a spus, toți cei care îmi vor urma, vor păți ca mine Nu în textul acesta, nu în uh, exprimarea aceasta, dar a spus, dacă m-au urât pe mine, vă vor urâ și pe voi. A spus foarte clar, exact așa a spus. Este un lucru normal, firesc, deci nu trebuie să uh, să ne, să dăm înapoi, nu trebuie să ne speriem, pentru că spunem spune mai departe, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iar această îndrăzneală trebuie să fie plină de credință, să fie Bazată pe lucruri, pe fapte, cei care încă nu au o credință puternică, le recomand o rugăciune profundă, repetată, exact cum am spus de fiecare dată, orele exact. Apropo de cronobiologia, se bazează pe semnalul continuu care iese dintr-un cristal. Știm foarte bine: proprietățile cristalelor sunt piezoelectrice, mă refer la cuarț, că de aceea un ceas electronic. Când îi dă un impuls continuu bateria, curent continuu, iese un impuls ritmic de partea cealaltă și așa este ritmul acela care vă doamne că este un bip pe ceas și este secundar. E datorită acestui efect piezoelectric. Să știți că la fel se întâmplă și cu omul. Omul are cristale lichide în interiorul mitocondrilor și reacționează exact ca un cristal de cuarț. Până la urmă, omul este o ființă piezoelectrică. Dacă se spune, luați la ore exacte, fixe, medicamentele, la fel se poate spune și cu rugăciunea. Rugăciunea spusă la ore fixe, repetitiv, creează un ciclu și acest ritm ajunge pe partea cealaltă ca un semnal continuu. La așa ceva se referea Hristos când spunea rugați-vă neîncetat. Dar mulți nu au încercat. Cum să te rogi neîncetat? Să te rogi tot timpul cu cea în mână pe stradă, mergi la piață și te rogi. Nu la asta se referea. Nu spunea că și Hristos avea activități. Mânca, bea, vorbea cu alții. Nu înseamnă că se ruga și în timpul acum. Unii spun că e rugăciunea minții sau inimii. Sunt perfect de acord. E posibil și asta. Dar știm că Hristos se retrăgea de multe ori și se ruga cu lacrimi de sânge, avea o rugăciune a lui particulară, care nu făcea și în timpul când avea activități respective. Atunci, cum putea să ceară altora să roage neîncetat? Păi pentru că, la ore, la orele care ți alegi fixe, repetitiv, semnalul la final de ieșire este de rugăciune continuă. Dacă tu te rogi în fiecare zi la aceeași oră, la final, adică la un ciclu de șapte zile, să spunem, la final, după, Apare rugăciunea aceasta ca fiind continuă. Ăsta este secretul, aceasta este rugăciunea neîncetată. Uh, având această rugăciune, să știți că uh, avem dobândim în timp un semnal unic al nostru, o frecvență, un nume, o pietricică albă, așa cum scrie în Revelația. Hai să zicem Apocalipsa, dar speriem lumea că Apocalipsa, apocalipsa înseamnă Revelație, descoperire. Nu înseamnă ce s-a uh, interpretat greșit ulterior scrie exact despre acest lucru. Deci, nu trebuie să confundăm lucrurile. E bine ca să iubim inteligent, e bine ca să înțelegem lucrurile în ansamblul lor, să nu mai judecăm atunci, după capacitatea noastră, prisma noastră, lucruri care nu le înțelegem. Dacă nu înțelegem un lucru, ia-ți un răgaz, cercetează, studiază, în încearcă să-l înțelegi și abia după, abia după aceea te poți apropia de o concluzie și poți să critici acel lucru. Până atunci nu este normal și firesc ca să judeci ceea ce nu înțelegi. Uh, repet, sunt lucruri foarte importante ce am spus acum. Rugăciunile care se fac la ore fixe este foarte important. Fiindcă în timp, repetând o rugăciune, este legată și de ceea ce avem nevoie pentru lucrarea noastră de trezire spirituală națională, pentru a dobândi o masă critică care să ridice în nivel de conștiință și de... Vedeți, astea sunt lucruri importante care să le discutăm, nu de critice celorlalți. Dar este bine ca să înțelegem și cum ne vom situa noi față cei care nu ne înțeleg. În momentul în care ajunge la o masă critică minim necesară, atunci se va crea un, un o explozie, pur și simplu, o reacție în lanț, se va declanșa cea de revoluție spirituală. Cum? Doar atât, măcar atât am spus, nu doar atât, măcar atât, rugăciunea are ore fixe. Nu contează ce rugăciune. Trebuie să fixezi timpul, să-l sfințești. Timpul se sfințește și devine sacru, într-o dimensiune separată, repetând rugăciune, marcându-l prin aceste rugăciuni. Cu această ocazie vă mulțumesc că ca ați fost alături de noi din, din păcate regretăm din nou timpul este scurt, nu putem spune tot ceea ce am putea să spunem chiar dacă am avea mult timp însă vă garantez că în privat există multe lucruri care le puteți obține dar și fiecare dintre noi prin rugăciune profundă putem accesa aceste răspunsuri care vin celor care cu adevărat înțeleg și iubirea, și compasiunea, și inteligența, și înțelepciunea, și calea de mijloc. Niciodată să știți că răspunsurile mari, importante, Dumnezeu nu le va descoperi celor care sunt pe extreme, doar cei care sunt perfect echilibrați și se află în mijloc. Doar acelora Dumnezeu le garantează calea adevărată și mântuirea. Cu această ocazie vă mulțumesc din nou și... Vă invităm la un proces de autocunoaștere și de deschidere și de mântuire. Vă mulțumim!